împreună cu colegii mei din biroul organizației PNL Oșura, doamna Camelia Iaculovici și domnul Brâncoveanu, am decis să susținem această conferință de presă pentru a lămuri niște aspecte care țin de modul cum s-au desfășurat alegerile în minunatul municipiu al acestui județ Orșova. Și nu o spun cu ironie, o spun că aceasta a fost și rămâne credința mea, că Orșova este o așezare minunată, păcat, în schimb, că este sub cisma unui seafă la momentul acesta și riscă să rămână în continuare sub cisma unui mafiot notoriu. Voi face un scurt istoric al tuturor evenimentelor petrecute la Orșova, în ultima perioadă, și fac precizarea că persoanele care mă cunosc foarte bine știu că nu sunt un om incapabil de a recunoaște o înfrângere. Am făcut-o în nenumărate rânduri în calitate de candidat sau de lider politic, dar, din păcate, după alegerile locale Orșova, nu astăzi, la momentul acesta, nu sunt în măsură să felicit câștigătorul, deoarece el n-are nicio vină că a câștigat aceste alegeri. El este un beneficiar al tuturor hoților și furtului major de voturi la aceste alegeri și atunci îl consider deocamdată nevinovat și, din punctul meu de vedere, nu s-a tras încă linia ca să anunțăm, așteptăm o decizie a becului. Vreau de asemenea să fac precizarea că vreau întâi să mă adresez cetățenilor Orșovei, oamenilor care m-au votat și care și-au pus mare încredere în mine și și-au legat speranțele că Orșova va renaște din propria ei cenușă și că acest lucru va fi posibil dacă eu voi fi primarul Orșovei și voi lucra împreună cu echipa mea, echipa Partidului Național Liberal. Sunt foarte mulți oameni, este vorba de 1346 de cetățeni, așa cum dau rezultatele, care spun, sunt eronate. Dar le mulțumesc tuturor cetățenilor, chiar și acelora care nu au înțeles încă că Orșova la momentul acesta avea nevoie de o schimbare majoră, chiar și acelora care au înțeles să se manifeste, să aibă o atitudine greșită, duminică și să se lase influențați, fiind motivați și să-și dea votul în urma motivării pe care au avut-o din partea anumitor lideri și din partea structurii mafiote instalată în municipiul Orșova. Deci, cu alte cuvinte, vreau să-i asigur pe orșovenii de bună credință că noi suntem o echipă puternică, că eu nu voi dispărea din municipiul Orșova, că vom face o poziție serioasă în cazul în care vor rămâne rezultatele așa, că împreună cu Partidul Național Liberal la Orșova vom face ca parte din proiectele pe care ni le-am propus să le impunem și vom cere sprijinul populației în acest sens. În schimb, nu pot să nu fac niște aprecieri prin care să-mi exprim dezamăgirea față de unele persoane în care am crezut și care m-au înșelat profund. Și vorbesc de persoane care aparent păreau interesate de schimbare, iar în realitate erau cei mai mari uneltitori, oameni capabili să vândă orice și pe oricine numai ca să își atingă obiectivele personale. Încep prin a vă spune că primul șoc pe care l-am primit a fost atunci când am aflat că președintele circumscripției electorale numărul 2 al municipiului Orșova este domnul procuror Bela Ilie, deoarece aveam cunoștințe din stenogramele dosarelor care se află la DNA că domnul procuror avea ceva legături cu lucrurile care sunt încă în cercetare sau nu în cercetare, procesul deja se judecă. În sfârșit, am înțeles că domnul procuror primise o sancțiune din partea inspecției judiciare și atunci am considerat că
experiența pe care a avut-o îl va determina să fie o persoană corectă, integră, așa cum îl obligă și profesia de procuror. Vă voi spune că acum, astăzi, sunt foarte dezamăgită și că voi face o plângere penală împotriva domnului procuror pentru toate neregulile care s-au comis în perioada de pre-votare și în ziua votării și după ziua votării. Și toate acestea, eu consider că au fost foarte bine coordonate de domnia sa. De asemenea, o vreau să precizez că un alt șoc l-am trăit eu și Partidul Național Liberal atunci când s-au stabilit prin tragere la sorți președinții și vicepreședinții din secțiile de votare, pentru că am constatat un număr de 6 incompatibilități, în sensul că aveau aceste calități de președinți și locțitori, oameni care erau rude ale candidaților aflați pe listele diferitelor formațiuni politice. Tot atunci am constatat că aveau calitate de președinți și vicepreședinți persoane care, într-un fel sau altul, făceau obiectul articolului 25 alineatul 3 din legea 115 pe 2015, care prevede că în realizarea atribuțiunilor ce le revin birourilor electorale, membrii acestora exercită o funcție ce implică autoritate de stat. Exercitarea corectă și imparțială, subliniez, corectă și imparțială a acestei funcții, este obligatorie. Uzând de acest articol al legii 115 pe 2015, am contestat prezența în calitate de președinți și de locțitori a doamnei director economic de la SC Floricola S.A., deoarece este cunoscut că societatea respectivă are mai multe, derulează de 10 ani de zile, mai multe contracte cu primăria Orșova, și deci doamna director economic reprezenta interesele societății de unde își primește salariile lună de lună, iar societatea și avea interese pecuniare atâta timp cât societatea derula 4 contracte sau 3 contracte cu primăria Orșova. Am contestat de asemenea familia domnului Popa Ion, zis Popică, cunoscut de Orșova de Popică, cel care conduce domeniul public în cadrul primăriei Orșova, considerând în primul rând că fratele domnii sale, soția fratelui și soția sa, dintre care o persoană era încasator la societatea Floricola, dar tot neamul domnului Popa Ion era incompatibil și în situația de a nu putea exercita în mod corect și imparțial funcțiile în birourile secțiilor de votare, pentru că domnul Popa Ion semna situații de lucră și le dădea spre plată în calitatea de șef serviciu domeniu public în cadrul primăriei Orșova. Bineînțeles că la contestațiile formulate de noi, biroul electoral al circumscripției condus de procuror Vela Ilie a respins aceste contestații și a considerat că numai incompatibilitățile trebuie eliminate, dar persoanele care aveau interese să susțină un anumit candidat la funcția de primar nu au fost eliminate și au rămas în continuare să conducă secții de votare în Orșova. Am trecut de acest episod și am ajuns în preziua alegerilor, mai exact în ziua de 4, a 6-a, când au fost convocați membrii comisiilor din secțiile de votare, au ridicat buletinele de vot și s-au prezentat în secții. Așa cum am scris în contestația pe care am formulat-o către biroul electoral central, în anumite secții și mai cu mai mare precizie în secțiile 66, 67 și secția 74, am fost anunțați de reprezentanții noștri că se desfac pachetele
sigilate cu voturi și se aplică ștampila de control, deși legea 115 stipulează clar că nu se umblă la pachetele sigilate și nu se ștampilează cu ștampila de control decât în ziua votului, adică trebuia făcut acest lucru pe 5 dimineața, înainte de ora 7 dimineața, adică de ora la care, în mod oficial, începea procesul de votare. La aceste informații am sesizat Biroul Electoral Județean în repetate rânduri, am sesizat la 112 poliția, am sesizat Biroul de Circumscripție, Orșova, să oprească numărarea voturilor și desfacerea pachetelor cu voturi și am sesizat și aspectul că în pachetele deja desfăcute, la primar erau pachete de 200 și de 100. În cele trei secții menționate, în pachete, de exemplu, într-un pachet de 100 s-au găsit 15 buletine de vot de la Consiliul Local, în topurile de primar. În alte secții, în secția 74, s-au găsit 54 sau 55 de buletine de Consiliul Local sau Județean în pachetele cu buletinele de vot pentru primar. La insistențele noastre, Biroul Electoral Județean a transmis circumscripție și reprezentanta noastră, doamna Cătășescu, a transmis tuturor președinților din secțiile, din cele 9 secții de votare, să oprească desfacerea pachetelor și ștampilarea cu ștampila de control și să sigileze secția de votare după procedura legală și să continue în dimineața următoare și atenție. Le-a cerut ceea ce cerusem noi în întâmpinarea noastră, să fie numărate toate buletinele de vot la categoria primar, Consiliul Local și Consiliul Județean, pentru a se întocmi procese verbale, astfel încât, la sfârșitul procesului electoral, să se cunoască exact câte buletine au existat pe categorii inițiale. În aceeași seară, am fost în jurul orelor 20, am fost sesizați de către reprezentantul nostru în secția de votare 67, că președintele secției de votare Vasilan, domnul Vasilan, Virgil, a plecat și a sustras, a plecat cu ștampila de control, deci practic a sustras ștampila de control din secția de votare. Atenționat fiind de reprezentantul nostru, nu a vrut să se întoarcă în prezența membrilor comisiei din secție să lase ștampila așa cum prevede legea. Legea spune foarte clar că nu ai voie să părăsești secția de votare cu ștampile din interiorul secției sau cu buletine de vot. Ele se sigilează și se asigură paza de către jandarmerie sau poliție până în dimineața următoare. Am sesizat Bejul, am sesizat instituția prefectului, am sesizat biroul de circumscripție prin reprezentanții noștri, deoarece domnul președinte Vela nu a putut fi găsit și am sunat la 112. Mare ne-a fost șocul să constatăm că suntem apostrofați când am sunat la 112, că cele sesizate prima dată, adică faptul că se violează practic pachetele cu votul și se aplică ștampila de control, nu se confirmă. Deși noi știam clar de la reprezentanții noștri că asta se întâmpla în secțiile de votare. De la 112 am primit răspunsul că nu este de competența domniilor lor. Înțelegând acest lucru, ne-am adresat în repetate rânduri instituției prefectului și biroului electoral județean. Nu s-a putut face nimic, deoarece legea prevedea că cine ar putea să rezolve această situație era, de fapt, biroul electoral de circumscripție, iar dumnealor nu mai lucrau la acea oră. Contactat telefonic între orele 22-23, am avut o vorbire telefonică cu domnul președinte procuror Bera Ilie și am fost apostrofată
de către acesta, că ce dacă a plecat un președinte cu o ștampilă acasă și ce-i cu asta? Nu s-a întâmplat nimic, nu e nicio nenorocire, vreți să aduceți mascație pentru atâta lucru. Eu am spus, domnule procuror, eu am pretenții ca dumneavoastră să fiți un garant al respectării legii și să faceți în așa fel încât legea să fie respectată până în ultimul detaliu al ei. Legea stipulează că nu ai dreptul, nu ai voie să pleci cu această ștampilă. Cine îmi garantează mie ca și candidat că această ștampilă nu este folosită în această noapte și acest lucru ridică suspiciuni majore de fraudă a votării de mâine la Orșovan. Domnul procuror mi-a spus că politicienii nu mai pot dicta și că sunt defazată, nu mai pot dicta justiției și că sunt defazată și eu am închis telefonul considerând că oricum nu dorea să facă, să ia nicio măsură cu privire la aspectele sesizate de mine și echipa Partidului Național Liberal. În dimineața votului am depus două întâmpinări la biroul de circumscripție, cerând ceea ce de fapt Bejul ceruse seara. Să se numere toate buletinele de vot, să se creeze, să se întocmească procesele verbale în care să se consemne numărul inițial al buletinelor de vot pentru toate categoriile și, bineînțeles, am cerut, am atras atenția circunscripției asupra faptului că ștampila de control a secției 67 a fost sustrasă din secție. La aceste întâmpinări, pe care pe urmă vi le pun la dispoziție, tot ceea ce afirm are suport, avem suportul de documente, le pun la dispoziția presii, așa cum le-am pus la dispoziția biroului electoral județean, așa cum le-am pus la dispoziția biroului electoral central și așa cum le voi pune la dispoziția în alte curs de casație, parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație, și parchetului judecătoriei Orșova, de pe lângă judecătoria Orșova, înfrângerile penale pe care le voi formula la adresa persoanelor care au creat suspiciuni majore de fraudă și care au făcut acțiuni concrete de fraudare a votării și rezultatelor votului la Orșova. Deci nu am primit niciun răspuns la întâmpinările formulate de noi. La două ore după ce se declanșase procesul de votare, reprezentantul nostru în secția 66 ne-a semnalat că a depus întâmpinare către președintele secției 66 pentru că s-au găsit buletine de vot pentru primar. Nouă mi s-a spus de către reprezentantul nostru duble și capsate, ștampilate cu ștampila de control. Ori seara nu se sesizase că s-ar fi găsit asemenea buletine duble, capsate și, și să fi pus ștampila de control pe ele. El a formulat întâmpinare, către președintele secției de votare, a cerut să se întrerupă o jumătate de oră votarea pentru a fi numărate toate buletinele la primar și pentru a fi anulate buletinele capsate. Președintele a sunat pe domnul președinte procuror Vela Ilie, care i-a spus că s-au mai găsit și în altă parte și să continue. Nu s-a permis să se întrerupă votarea o jumătate de oră, să se facă lumină în această situație. Ce constatăm noi, că și PND-ul a depus întâmpinare, susținând că s-au găsit buletine duble și triple, capsate și cu ștampila de control pe ele în aceea secție, n-au primit niciun răspuns și apoi au depus întâmpinarea către biroul de circumscripție. Și biroul de circumscripție a sesizat pe președintele secției 66 și președintele secției 66 a dat următorul răspuns. Domnule Nicolae, în urma deciziei depuse de partidul dumneavoastră în legătură cu buletinele de vot triplate și ștampilate,
Vă informăm că acestea au fost dublate și nu au fost ștampilate. Consider că la închiderea secției de votare se vor soluționa și cu buletinele de vot dublate se vor face procese verbale, deci la ora 21. Deci, cu alte cuvinte, răspunde că nu au fost triplate, dar au fost dublate, adică întâmpinarea pe care o depusese reprezentantul nostru. Deci, acesta este răspunsul. Nu au fost dublate, nu au fost triplate, au fost dublate și se va soluționa cu buletinele de vot dublate la încheiere, la orele 21. Bun. Deci este clar că se naște suspiciunea că atâta timp cât seara în secție toți reprezentanții spun că n-au găsit nici dublate, nici triplate și casate și că n-au aplicat ștampilă de control pe ele, fiind găsite și recunoscându-se în răspuns că au fost găsite, înseamnă că ele au venit din afara secției, dublate, cu capsate, și cei care le-au manipulat s-au grăbit și n-au avut timp să le mai scoată, să le decapseze, când le-au băgat în urne și le-au băgat în urne la modul acesta. Asta, de asemenea, creează suspiciunea că ștampila de control de la secția 67, dacă se face o verificare a tuturor buletinelor de vot, se va constata că ea este aplicată pe buletine de vot din celelalte secții, din celelalte 8 secții. Deci a fost folosită pentru fraudare și în alte secții, nu numai în secția 67. Mizându-se pe faptul că seara, lumea fiind obosită la numărarea buletinelor de vot, arăt pur și simplu buletinul, are ștampilă de control și nimeni nu se uită să ducă să verifice fiecare buletin în parte ce număr poartă ștampila de control. Deci asta s-a întâmplat în ziua de votare. S-au făcut mai multe întâmpinări, mai multe sesizări la poliție cu mașinile care au cărat oamenii la vot, făceau transporturi mai multe. Bineînțeles că poliția îi chema și ținea pe cei care făceau sesizările și nici de cum pe cei care între timp cărau. Ei erau liberi să care și pe cei care făceau sesizări îi țineau ocupați la poliție. Vreau să vă informez că la închiderea urnelor eu m-am aflat în secția 67 și au decis să înceapă numărarea buletinelor de vot cu cele de la Consiliul Județean. Ce m-a șocat pe mine a fost faptul că în momentul în care s-au sigilat urnele și la insistența reprezentantului PNL, reprezentanților PNL și PND de a se sigila ștampilele, s-a făcut și sigilarea ștampilelor, iar după aceasta președintele secției, același președinte care a sustras ștampila de control cu o seară înainte, a adunat toate buletinele de vot care se aflau la cei 9 reprezentanți ai partidelor politice. Deci nefolosite, le-a adunat pe toate, le-a rupt, le-a făcut bucăți, le-a împachetat la cocoloșii, deci le-a distrus, practic, asta este ceea ce am văzut pe ochii mei. Și o pot recunoaște toți cei care erau în secție la momentul acela. Deci, practic, am distrus buletine de vot care trebuiau anulate. Pentru că legea stipulează foarte clar că buletinele care nu erau sigilate, deci erau folosite și au rămas ca fiind nefolosite în votare, se anulează. Deci au fost distruse buletine de vot. Dar lucrul acesta am înțeles că s-a produs mult mai grav la secția 66. La secția 66, reprezentanții noștri au sunat cu disperare la 112 când s-a constatat că erau mai multe buletine de vot, deci nu le ieșea cheia.
și erau mai multe buletine de vot prinse în procesul de votare decât cărți de identitate scanate ca persoane care s-au prezentat la vot. Ca să regleze situația și să le bată cheia, au rupt în fața reprezentanților noștri de la buletinele nule, de la buletinele nule, trei buletine de vot. În momentul acela, reprezentantul nostru a sunat la 112, pentru că asistau la o infracțiune care se comitea în scopul, cu bună știință, în scopul de a face să bată cheia pe procesul verbal final. A sunat la 112, a venit echipajul de poliție și a spus că nu are competențe să intervină. Am înțeles și acest lucru. Mi-este foarte greu, în schimb, să înțeleg cum unii oameni fură un ou și răspund, și e normal să răspundă pentru asta, și cei care fură în secții de votare și se sesizeze în timp real, adică fură un bou, nu e normal să răspundă. Lucrul ăsta pentru mine rămâne o necunoscută. Bun, s-a încheiat procesul verbal, așa cum s-a încheiat, au modificat pe acolo să le dea cheia de control. Am așteptat ziua de ieri, pentru că știam că domnul președinte al circumscripției numărul 2 Olșova trebuie să vină la biroul electoral județean să depună procesele verbale cu rezultatele finale ale alegerilor pentru Consiliul Județean. Și acest lucru s-a întâmplat. În momentul în care a ajuns cu aceste procese verbale la biroul electoral județean, văzând reprezentanții biroului electoral județean ce neconcordanțe sunt în aceste procese verbale, i-au spus să le ia înapoi, să se ducă să facă ce consideră, pentru că VJ nu poate să primească asemenea procese verbale cu asemenea neconcordanță. Ce-a înțeles că trebuie să facă domnul președinte procuror Vela Ilie? A înțeles că trebuie să se întoarcă înapoi în secție și în prezența, numai informațiile mele sunt că a doi președinți de secții de votare, să producă și mai mari nenorociri decât făcuse până acum. Adică să facă următorul lucru și pun la dispoziția presei toate documentele. La secția de votare 70, avem procesul verbal inițial și procesul verbal cu care s-a întors domnul președinte procuror Vela Ilie de la Orșova. În scurt timp s-a întors. Așa cum dumneavoastră vă rog pe urmă să filmați aceste documente, se poate constata că prima filă, unde Orșova aici este scris cu majuscule, aici este scris numai litera inițială cu majuscule, unde la număr de circumscripție în procesul verbal inițial nu apare 2. În procesul verbal readus, fabricat de domnul președinte, apare 2. În procesul inițial, la numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente sunt 523. În procesul adus pe urmă sunt 1242. În procesul inițial, la numărul total al voturilor valabile exprimate apar 578. În procesul fabricat pe urmă apar 560. La numărul buletinelor de vot netrebuințate și anulate apar 704. În cel fabricat apar 722. Ne-am uitat și la paginile următoare și am constatat următorul lucru. Că s-a înlocuit numai prima pagină. Fără să se pună niciun fel de ștampilă, vă rog să observați. Nu s-a pus niciun fel de ștampilă.
Deci, practic, s-a luat procesul verbal inițial, s-a înlocuit prima pagină și s-a venit cu acest proces verbal fabricat, fals, uz de fals, fraudare, prin folosirea falsului a rezultatelor alegerilor. Folosindu-se de ce? De semnăturile membrilor biroului secțiilor de votare, care habar nu aveau ieri după amiază că folosindu-se de semnăturile lor se fabrică un alt proces verbal final. Consider că acesta este un lucru foarte grav. Și mă voi adresa cu plângere penală. Asta pentru secția 70. La secția 71 nu s-a întâmplat același lucru, că lucrurile erau mult mai... Deci nu înțeleg, acolo s-a grăbit, n-a mai chemat președintele, nu știu ce s-a întâmplat, dar aici l-a chemat pe președinte și au făcut modificări majore ca să le dea rezultatele. Și se poate observa, s-a îngrușat, s-a tăiat, s-a pus lângă. Nu, ăsta este procesul verbal imediat. Acesta este procesul verbal inițial. Nu ieșea cheia. Noi știam că nu iese cheia. Și acesta este cel modificat. Unde s-a modificat peste tot. Absolut peste tot. Ceea ce este foarte grav este faptul că din analizele noastre, pentru că noi am făcut analize pe fiecare secție în parte, și înainte de a se ajunge la Severin, la Beș, cu aceste procese verbale, noi constatasem deja că la secția 71 noi constatasem deja în analizele noastre, nu, la secția 70 constatasem, de aceea s-a schimbat foaia, că lipseau 5 voturi, 5 buletine la primar, 9 la Consiliul Local și 18 la Consiliul Județean. Aceste analize toate pe fiecare proces verbal au fost trimise biroului electoral central, înainte de a se produce aceste modificări. Cu alte cuvinte, noi n-am putut intra decât în posesia acestor buletine de vot modificate, acestor procese verbale modificate. Înțelegem de la reprezentanții noștri în Beș că mai sunt și alte procese verbale modificate. Cu siguranță, pe ele vor fi studiate cu mare atenție de către biroul electoral central. Dar disperarea domnului procuror l-a adus în situația să comită o altă infracțiune destul de gravă. Și anume, întors la Orșova, domnul procuror, ca să regleze situația voturilor nule și să poată să facă în așa fel, să modifice pe procesul verbal ca să-i dea cheia, a umblat în sacii sigilați. Lucru nepermis de lege. Și a încheiat următorul proces verbal, pe care l-am. Proces verbal încheiat azi, 7-6-2016. Orele 19:45. Cu ocazia ridicării din sacul cu buletinele de vot de la secția 70, a 5 buletine de vot anulate pentru primar și a 18 buletine de vot anulate pentru Consiliul Județean. Au participat la deschiderea sacilor și luarea buletinelor de vot următoarele persoane. Domnul procuror și alte 3-4 persoane. Păi, mă gândesc că a făcut-o cu bună știință ca să compromită ce? Ceea ce cerusem eu inițial becului, renumărarea voturilor la Orșova? Păi cum mai am eu încredere atâta timp cât sacii sigilați au fost desfăcuți și s-au luat buletine din sacii sigilați? Lucru nepermis de lege.
încredere la renumărare, că nu am mai făcut și altele pe acolo, domnul președinte. Drept pentru care am revenit la BEC și am cerut anularea alegerilor și reorganizarea altor alegeri locale la Orșova, deoarece toate elementele pe care vi le-am precizat și nu știu dacă am putut să le precizez pe toate, ne conduc la faptul că votarea și stabilirea rezultatelor alegerilor a avut loc prin fraudă de natura de a modifica atribuirea mandatelor în circumscripția electorală Orșova. Astăzi suntem în așteptarea soluției date de Biroul Electoral Central. Tot ceea ce v-am prezentat vă pun la dispoziție și așa cum orice om de bună credință poate constata că s-au comis infracțiuni multiple la Orșova. Și că uimirea mea este că au fost oameni care au avut funcții în biroul circumscripției, în secțiile de votare și au fost capabili să sustragă ștampile, să ignore buletine venite din afara secției casate, să modifice prin înlocuire și să folosească semnăturile reprezentanților, să facă falsuri grosolane, să umple sacii sigilați cu buletine de vot și multe altele, eu consider că toate aceste elemente și susținute de documente sunt, mă îndreptățesc să mă adresez organelor statului cu formulări de plângeri penale pentru președintele circumscripției numărul 2 Orșova și pentru anumiți președinți care au, și locțitori care au condus secțiile unde s-au produs aceste mizerii. Îi asigur pe orșoveni că sunt un om corect și că împreună cu echipa mea voi rămâne în orice fel de situație alături de ei. Am încredere în organele statului, pentru că sunt convinsă că vor face dreptate orșovenilor, nu mie, pentru că este păcat ca acest municipiu să rămână, a rămas și în 2012 și să rămână și în 2016 cu senzația că votul le-a fost curat. Sunt convinsă că se va face lumină astfel încât orșovenii să fie împăcați că rezultatele sunt cele corecte și că votul lor este cel care a decis rezultatul respectiv. A schimbat la un proces verbal prima pagină și l-a adus cu prima pagină schimbată, negândind că reprezentanții partidelor în secții au copii după procesele verbale încheiate în noaptea aceea, deci practic a făcut fals și gust de fals ca să denatureze rezultatul final al alegerilor, iar la celelalte a făcut modificări fără să fie prezenți și cei care au semnat în noaptea aceea procesele verbale. Noi putem să ne exprimăm numai despre două procese verbale, pentru că celelalte copii aduse de domnia sa a doua oară nu le avem și nu le putem face o analiză. Am intrat în posesia a două procese verbale care arată falsurile grosolane și frauda masivă făcută în circumscripția electorală numărul 2, Orșova. Trece și peste aia.
Că dacă nu treci, nu e să treci că mai poate să treci. Dar nu știu decât cum vă treci. De ce ți-vă cu doamna că stai înăuntru, domnul? Da, că aveți voi să intrați. Dar eu am stat tot timpul afară. A, care-i mai stai? Mai sunt în unul. Sunt consilier înăuntru. E rotit în pizza și în unul. Și scannerul ăla n-a funcționat de dimineață. Nu mai e lumină și luminează pe lanternă. Așa se bagă, vedem ce... Ce mă, s-au luat la umor? Sună 112 și vine imediat. La tipimă. Ce făcură, mă? Bă, domnul, să vină poliția. Poliția unii. Dar le dădu ceva? Le dădu ceva? Bă, sunați-mă pe 112. Eu mă calmez, lăsați cu minte, lăsați oamenii în pace. Poate că pe cineva îi că din informațiile pe care le am din partea consilierilor, candidaților la Consiliul Local PNL Orșova, Consiliul Local Orșova din partea PNL, s-au retras de la toate secțiile de votare, nu numai de acolo. Și acolo situația a fost scăpată de sub control, pentru că se adunaseră foarte multe persoane, locuitorii ai blocurilor PF7, PF9, care îl ovaționau pe Popescu Floricola și pe Stoica, probabil că știau ei de ce. Cu siguranță știau ei de ce. Și care ne amenințau pe noi în toate felurile. Am făcut apeluri disperate și mulțumesc și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați pus această întrebare, că jandarmeria a trimis echipaje care ne-au asigurat la terminare, la ieșirea din secții, ne-au asigurat protecția.